Salut, prieteni! Eu mă numesc Oancea Cătălin și astăzi vreau să vă arăt cam cum stau lucrurile privind altuirea cireșului pe vișin. Uitați, aici am un cireș altuit pe portaltoi de vișin acum 3 ani de zile, metoda CIP. Uitați, se vede clar diferența de creștere între altoiul de cireș și portaltoiul de vișin. Uitați, acesta deja a rămas în urmă și cu timpul, bineînțeles, diferența se va accentua. A crescut frumos, însă ăsta o să rămână subțire, iar acesta o să se îngroașe mult mai mult. Haideți să vă arăt cum stau lucrurile și pe portaltoi de cireș. Ăsta nu este făcut decât experimental. Eu am de unde să fac rost de portaltoi de cireș sălbatic și nu recomand la nimeni să altoiască pe vișin decât dacă nu are alt portaltoi și dorește să păstreze soiul. Uitați acolo, de exemplu, ia uitați ce frumos a dus pe sălbatic, acolo în grădină la fel. Haideți să vă mai arăt și asta la fel tot pe sălbatic. Uitați aici la fel, ia uitați, o creștere uniformă. Nu se cunoaște diferența dintre altoi și portaltoi. Ia uitați, ăsta a fost aici altoit. Aproape că nu se mai cunoaște. E o mică diferență de culoare, deși aici am dat cu niște repelent. Se vede un pic mai alb. Dar, uitați, nu e diferență și crescut destul de bine. Ia uitați, aici la fel. Ăsta e mai bătrân. Ia uitați, în zona asta a fost făcută altoirea. Se vede coaja portaltoiului sălbatic și aici făcut altuirea, uitați. Este doar o mică diferență de culoare. În rest, creșterea este uniformă. Ia uitați ce frumos a dus. Ăsta e un pic mai bătrân. Și uitați și unul bătrân, făcut de bunicu. Ia uitați. Undeva acolo, la un metru, a fost altoit. Deci o creștere uniformă. Pe când pe vișin, cireșul se va dezvolta mai mult, iar vișinul rămâne în urmă. Vă mulțumesc, vă doresc succes, iar dacă informația v-a fost de folos, vă puteți abona la canalul meu.